În orice loc din lume ar ajunge, omul poartă cu el involuntar nenumărate doruri. Unii își caută semenii și cântecul graiului de acasă. Alții vor un loc în care să îi se închine lui Dumnezeu, așa cum o făceau în țara lor. Nevoile și căutările românilor din diaspora sunt numeroase, iar dorința lor de a fi împreună a creat noi oportunități. În anul 1993, în Germania, la cererea credincioșilor a fost înființată Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Centrale și de Nord. Sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, un drum anevoios a fost deschis, iar roadele străduinței nu au contenit să apară. Neavând la început absolut nicio bază materială, am fost găzduit cu generozitate și cu multă dragoste la Institutul pentru Bisericile Orientale din Regensburg. 7 ani de zile, deci am trăit împreună cu studenți ortodoxi din diferite țări ortodoxe și m-am bucurat că aveam o capelă noastră proprie, puteam să slujim regulată și de acolo, sigur că mi-am început activitatea alergând în toată Germania, în toată Europa de vest, pentru că 4 ani de zile, până în 1998, am fost și locum tenens pentru Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale de astăzi. Trebuia să alerg dintr-o țară în alta și n-a fost ușor, dar am făcut lucrul acesta cu mare bucurie și Dumnezeu mi-a ajutat ca încetul cu încetul să înființăm mai multe parohii, să ne mai cumpărăm și câte o biserică proprie sau să ne facem o catedrală mitropolitană, un sediu eparhial la Nürnberg. De ce la Nürnberg? Pentru că acolo ne-a rânduit Dumnezeu să găsim o proprietate frumoasă, centrală, Nürnberg fiind al doilea mare oraș din Bavaria. Și cu ajutorul românilor, de pretutindeni, s-au adunat niște bani cu care am cumpărat această proprietate de la Nürnberg, așa încât în 1999, la numai 5 ani, după ce am apărut acolo în Germania, aveam deja un sediu pentru mitropolie, o biserică frumoasă pe care am restaurat-o și am construit și alte clădiri acolo. Îi mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim credincioșilor noștri și mulțumim bisericilor catolice, catolică și evanghelică, biserici care ne-au ajutat, odată că m-a ținut pe mine și pe secretar și șofer și diacon și de toate acolo la Regensburg, fără să ne perceapă absolut nicio taxă. Ba, mai mult ne-a dat și un sprijin material ca să avem din ce să trăim și apoi pentru ca să ne cumpărăm proprietatea din Nürnberg am fost ajutați și de Biserica Evanghelică și de Biserica Catolică din Germania. Și cât relațiile noastre cu cele două mari biserici din Germania sunt excelente. În anul 2008, în cadrul Mitropoliei, a fost înființată Episcopia Europei de Nord. Îndrumarea credincioșilor români de pe aceste meleaguri i-a fost încredințată Preasfințitului Părinte Macarie. Din slujirea de eclesiar al Catedralei Mitropolitane din Cluj, unde am fost și hirotonit într-un arhiereu de înalt Preasfințitul Bartolomeu și de ceilalți ierarhi ai Sfântului Sinod, am ajuns în nordul scandinav. În momentul în care am ajuns acolo la întronizare, am spus din suflet către suflet că doresc să fiu părintele, fratele și prietenul tuturor. De 13 ani sunt un episcop pelerin prin excelență, care îmi portă pe umăr de saga cu Sfintele Odoare ca pe o cruce a slujirii și toiagul încredințat spre păstorire. Așadar, sunt un episcop pelerin de-a lungul și de-a latul Europei de Nord. Atunci când am fost chemat în misiunea de episcop al Ortodoxiei Boreale, am spus că această chemare nu este pentru mine un premiu sau o recompensă, ci este o jertfă. Împreună cu frații și surorile noastre din Europa de Nord, iată, ne jertfim de 13 ani în această slujire misionară. Cu toții, iată, formăm Biserica cea vie, aceste catedrale nevăzute, noi fiind pietrele unghiulare ale comuniunii și credinței în Europa de Nord.
Am ajuns în Scandinavia și am început misiunea apostolească de la firul ierbii. Primele parohii românești întemeiate pe care le-am găsit eu în anul 2008, când am fost ales episcop, au fost cele de la Stockholm, Göteborg și Malmö. În Norvegia nu era nicio parohie. Preoții din Suedia erau chemați din când în când să-i ajute pe puținii români risipiți în Norvegia și Danemarca. Mai erau câțiva preoții care nu erau sub omoforul Bisericii Mame. Pentru fiecare eparhie au existat perioade dificile. Poveștile inedite adunate în ani sunt adevărate mărturii de credință. La început, în Arhiepiscopia Germaniei au existat 9 parohii. Astăzi sunt aproximativ 150, căci numărul românilor care au plecat din țară a crescut considerabil. Dintre acestea, 25 au lăcașuri proprii de rugăciune. Parohiile care nu au încă o biserică a lor sunt găzduite în bisericile catolice sau evanghelice. În Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului avem la ora actuală, după aprecierile noastre, după statisticile pe care le primim de la autorități, peste 1 milion de români. Un număr extrem de mare, de care, pe de o parte, sigur, ne bucurăm, pe de altă parte, ne întristăm, pentru că toți acești oameni au părăsit țara lor, rămas un gol de neînlocuit în urma celor care au plecat și țara aceasta merge din rău în mai rău, pentru că nu mai are oameni. Bogăția unei țări, cum spun eu mereu, sunt oamenii. Toți acești oameni sunt pentru România o mare lipsă. Ne mai trebuie încă de atâtea parohii pe cât avem la ora actuală și facem eforturi să deschidem. Pe măsură ce găsim preoți, tineri, teologi, am hirotonit cum procedează și ceilalți erari români din Europa Occidentală și din America, și fizicieni, și IT-iști, și doctori, ca diacon mai cu seamă, după, și apoi i-am îndemnat să facă și teologia. Și, în general, cum știți, românii sunt credincioși. Mă asigur că de la a fi credincioși, a fi și practicant, este o distanță destul de mare. Dar românul este, în general, credincios și are o frică de Dumnezeu, îmi spune, un sentiment religios mai mult decât au alte popoare. Și ne bucurăm de lucrul acesta, însă, sigur că frecvența regulată în parohiile pe care le avem este destul de mică. Mai cu seamă că românii vin, credincioșii noștri vin de la distanțe uneori foarte, foarte mari, la 50, 20, 50, 100 de kilometri. Ei, cum să aștept să vină omul de la 100 de kilometri în fiecare duminică? Să facă 100 de kilometri spre biserică și 100 înapoi spre casă. Este greu. Avem datorii foarte mari față de acești oameni, foarte, foarte mari, să ne ducem cu biserici, cu parohii, cât mai aproape de locul unde trăiesc. Când te apropii de locul unde trăiesc români, ei încep să vină la biserică. Dacă îi aștept să vină de la 30, 40, 50, 100 de kilometri, sigur că vin mai puțin. Când ne ducem și formăm încă o parohie mai aproape de ei, încep să vină. Pot să vă spun că la Stockholm era o comunitate românească divizată. Nu m-am înspăimântat. Mi-am pus nădejdea în ajutorul preamilostivului Dumnezeu. Am fost susținut de preafericitul Părinte Patriarh Daniel și de către ierarhii Sfântului Sinod și am adunat pe toți în același staul. Preoții de la vechile parohii românești mi-au fost alături, s-au luturat și ceilalți care nu erau în jurisdicția Patriarhiei Române și s-au adunat și ceilalți credincioși. Din nefericire, foarte mulți români erau divizați, unii spuneau de un preot, alții de altul, dar prea puțin spuneau de Hristos și acum îmi revenea mie anevoiosul și lungul drum al slujirii misionare și astfel am călătorit în Danemarca și în Norvegia. Prima oară m-am oprit în Norvegia pe coasta de vest, acolo am aflat că sunt mai mulți români, am intrat în contact cu câțiva români foarte, foarte credincioși, am stabilit un loc în care să slujim dumnezeiasca liturghie.
Prima liturghie pe care am săvârșit-o în Norvegia a fost la Stavanger, în toamna anului 2008. Și atunci le-am pus la inimă că voi aduce un preot din țară. Au fost mai reticenți, aproape toți au fost reticenți, le-am spus, nu aveți de contribui cu nimic. Eu o să-l însoțesc și o să stau cu el. Și ne-am închiriat un loc într-o mansardă și în mansarda acelei case am stat cu părintele Cristian Comănescu, care a venit la Târgoviște, și am organizat mica comunitate euharistică de acolo, de la Stavanger. Apoi împreună cu el am mers în alte locuri unde se aflau români, la Bergen, mai sus la Ålesund, am ajuns și la Oslo, unde era o mare dezbinare între români, înființaseră o asociație culturală și mai chemau din când în când acolo pe preotul de la Göteborg. Era și un proces pe rol. Le-am spus că noi trebuie să înființăm o comunitate euharistică, nu asociație culturală. Așa se face că am pus bazele unei prime parohii românești la Oslo, ocrotită de doi sfinți martiri. M-am gândit la Sfântul Ioan Valahul. Fiind la Oslo, am observat capacele de canal din capitală și acolo se deslușea chipul unui sfânt. Am rămas șocat. Cum să fie așezat chipul unui sfânt pe capacele de la canalele orașului? Apoi am aflat că de fapt era stema capitalei, însă pe stemă era chipul unui sfânt. M-am gândit că o fi un sfânt militar, însă am aflat că era un sfânt local. Dacă întrebi un norvegian cine este învățișat pe stemă, societatea este atât de secularizată încât nu știe cine este acolo. Însă puținii creștini îl cunosc bine pe Sfântul Mare Mucenic Halvar. Am pictat icoana celor doi sfinți, a mucenicului român și a celuilalt mucenic viking, am așezat o biserică și am simțit ajutorul gramnic al sfinților ocrotitori. În ce sens? M-a căutat o tânără din Maramureș și mi-a spus că dorește să se căsătorească cu un norvegian, însă m-a avertizat că norvegianul nu dorește să treacă în biserică ortodoxă. Și sigur că ea mi-a comunicat acest lucru la telefon, eram la Stockholm, mi-a spus, draga mea, poți să-l aduci în data cutare când programasem o slujire la Oslo? Da, îl pot aduce. Adu la biserică. L-a dus la biserică, a fost foarte impresionat de liturghie, însă și mai impresionat a fost de icoana celor doi sfinți, un român și un viking. Și sfinții au mijlocit pentru întoarcerea acestui tânăr norvegian la Hristos. A devenit ortodox. L-am cununat în aceeași biserică, am dat o mărturie arătându-i pe cei doi sfinți și celor mulți care au participat la slujba cununiei, iar la scurtă vreme li s-a născut primul copilaș pe care l-au botezat Ioan Halvard, după numele sfinților ocrotitori. Noi încercăm să ne păstrăm mai întâi credința, bineînțeles, este lucrul cel mai firesc și rațiunea pentru care suntem acolo în străinătate, să ne păstrăm credința și să o transmitem mai departe copiilor noștri, tinerilor noștri, să ne păstrăm identitatea de neam. 90%, am zice, din slujbele noastre au loc în limba română. Mai punem și în germană sau în alte țări, limba țării respectivă, pentru cei care s-au convertit la ortodoxie și care nu înțeleg limba română, și avem convertiri mai cu seamă prin căsătorii mixte. După aceea, copiii noștri, în general, vorbesc foarte puțin limba română, limba de casă, de casă. Ei la școală, pe stradă, între ei vorbesc, bineînțeles, limba germană. Și atunci, când aud în biserică și ceva în limba germană, cred că înțeleg mai bine, și de aceea avem cărți bilingve. Activitățile sociale, culturale și filantropice sunt numeroase. Ele unesc comunitatea și le oferă oamenilor bucuria întâlnirii, un dar de mare preț. Chiar dacă nu mai locuiesc în România, nu i-au uitat pe cei de acasă. Lucrează împreună spre folosul semenilor și dăruiesc atât cât pot. Avem Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, numită ATORG, cu activități
și centrale și locale, nu atât de multe cum poate am dori, că nu e ușor să organizezi mereu întâlniri, dar totuși tinerii români sunt destul de activi și sunt activi în primul rând în parohiile lor. Eu mă minunez, ar zice, și dau slavă lui Dumnezeu că în fiecare parohie avem tineri angajați în parohie, la strană, peste tot locul, tineri mai cu seamă. Cântă acești aitiști, doctori, ce mai sunt ei, așa la strană, te bucuri când vezi acești tineri despre care în general se crede că nu mai au credință, că sunt înstrăinați, că sunt dezrădăcinați, că și-au uitat identitatea lor de credință, de neam. Ei, în multe cazuri, nu-i deloc adevărat. O dată în an avem o adunare generală a Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, la care participă câteva sute bune de tineri și timp de 2 zile sunt conferințe, sunt dezbatere, este lucru cel mai important, să zicem așa, pe care îl facem la nivelul tinerilor. Apoi, la nivelul copiilor, fiecare parohie, aș spune, are anumite programe. Am promovat la nivelul mitropoliei, să zic așa, arhiepiscopiei, un program foarte frumos numit Prima Împărtășanie după Prima Spovedanie. De ce lucrul acesta? Pentru că copiii din diferite parohii se plângeau părinților sau preoților, păi zice, noi suntem la școală, colegii noștri sunt catolici, sunt evanghelice, catolicii la 7 ani se împărtășesc, au prima comuniune, prima împărtășanie, se îmbracă frumos, se face o sărbătoare de familie și de parohie și lor le lipsea lucrul acesta, că... Și atunci am zis și noi, de ce n-am face și noi o primă împărtășanie mai festivă? Și într-adevăr, în parohiile unde se reușește să se facă lucrul acesta, prima împărtășanie a copiilor după spovedanie este un eveniment al parohiei respective. Copiii se îmbracă mai frumos, părinții, de asemenea, o masă comună urmează după Sfânta Liturghie. Este un eveniment de care se bucură toată lumea și noi avem nevoie de evenimente, de tot felul de evenimente, înțelegeți, ca să adunăm pe oameni, nu numai pentru liturghie și după liturghie să plece, ci cât mai des să avem astfel de evenimente ca oamenii să rămână în continuare și la o cafea sau la o masă și oamenii se bucură foarte mult, că socializează, se cunosc un pic mai bine între ei și masa este totdeauna un prilej de frățietate, de fraternitate. Oamenii se bucură foarte mult și sunt foarte generoși românii. Aduc pentru mesele acestea comune tot felul de bucate. Și sigur că mai sunt și alte, fiecare parohie are micile programe de catehizație, ore biblice sau de studiu la nivelul copiilor sau al tinerilor sau după aceea excursii, mici excursii pe grupuri, după aceea portul tradițional sau țesături tradiționale. Avem câteva parohii unde, mai cu seamă, doamnele preotese adună tinere, fete și numai și credincioase și au războaie de țesut, de pildă, în câteva parohii, aș zice. Sunt tot felul de inițiative după posibilitățile locale, pentru că dacă n-ai biserica ta proprie, de multe ori n-ai cum să te adun, pentru că biserica ne este rezervată numai duminică dimineața sau sâmbătă pentru botezuri sau sâmbătă după masa și duminica. Deci suntem foarte îngrădiți de faptul că nu avem peste tot locul bisericile noastre, dar unde avem biserici, acolo se pot face tot felul de activități. În anul 2008 am pus bazele Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei. Acest centru are filiale, deține filiale în toate parohiile episcopiei. An de an ne adunăm și în Scandinavia, însă și în taberele pe care le organizăm acasă. Este un prilej binecuvântat pentru cei plecați să își viziteze rudenile, părinți, bunici în primul rând, dacă mai sunt în viață, părinții, pe cei apropiați, iar după tabără, întotdeauna îndemn pe cei care participă să stea o vreme și la țară,
la cei apropiați, la rudenii sau la prieteni. Și în felul acesta, tinerii și copiii care se nasc și cresc acolo, iau legătură directă cu țara și se îndrăgostesc de valorile noastre, de acasă. Aceasta este grija noastră de căpetenie, de a-i ajuta pe tineri să-și cultive identitatea. Și vă spun cu mâna pe inimă că etosul nostru nu se poate cultiva decât în măsura în care se păstrează credința vie. Cei care s-au îndepărtat de biserică și au pierdut foarte repede identitate, s-au înstrăinat de valorile noastre perene. Însă cei care au rămas în biserică au rămas acasă, fiindcă în biserică, în diaspora, cu toții ne simțim acasă. Acolo se alină dorul de țară, dar și dorul de cer. Acolo ne gândim cu drag la cei rămași, la cei plecați la ceruri, pomenindu-i și aducând ofrande pentru odihna sufletelor lor. Ne gândim că avem o patrie aici pe pământ, dar că avem și una veșnică în ceruri. Ne alinăm de plin. Ne alinăm de plin. Cel mai frumos program pe care îl avem ca o binecuvântare de la Dumnezeu e proiectul numit Burse pentru copii sărași din Moldova, din județele Vaslui și Botoșani. Am început acest program cu aproape 10 ani în urmă, oferind burse unor copii proveniți din familii numeroase pentru ca să-și cumpere cele ce au nevoie. Am început acum 10 ani cu 80 de copii și la ora actuală avem 650. Fiecare bursă constă din 30 de euro lunar pe care îi primesc copiii sub formă de bonuri. Deci lunar noi trebuie să adunăm 19.500 de euro pentru ca să le trimitem acestor copii. Nu e chiar ușor să aduni aproape 20.000 de euro lunar, dar să știți că românii, când aud de copii, mai cu seamă, sunt foarte generoși și oamenii au încredere. Dăm mereu pe site-ul Metropoliei fotografii cu acești copii, cu activitățile pe care le fac ei, cu susținerea noastră de Crăciun și de Paște. Le dăm câteva mii de euro în plus pentru ca să organizeze festivaluri de colinde, de pildă la Crăciun sau la Paște, diferite activități, să ajute copiii la rândul lor pe cei bătrâni. Și este un program pentru care dau slavă Bunului Dumnezeu și mulțumesc credincioșilor noștri care ne oferă și ne sprijină lună de lună. Aceea, sigur că sunt ajutoarele pe care le oferim de la cei care își fac diferite operații grele, primim tot felul de astfel de cereri de ajutor și încercăm să facem colecte pentru aceasta. Subliniem mereu că trebuie să fim foarte sensibili la ajutorarea semenilor noștri aflați în nevoie. Am spus până acum, trebuie să o subliniez, că poate nu există parohie în care să nu se facă tot felul de colecte, nu neapărat în bani, și de haine, și de alte obiecte pe care le trimitem în țară. Foarte multe parohii au astfel de proiecte de ajutorare. În timp ce comunitățile au prins contur, oamenii au făcut din fiecare întâlnire o sărbătoare și au format tradiții bazate pe îndemnurile creștine, iar întâmplările prin care au trecut par a fi desprinse dintr-o carte. În momentul în care am ajuns în Scandinavia, înconjurat fiind de ape pretutindeni, m-am sfătuit cu frații preoți și cu bunii credincioși și cu bunele credincioase ca în fiecare an de bobotează să ieșim în procesiune la mare. De fiecare dată când organizăm procesiunea, obținem aprobările de la autorități și se alătură foarte mulți scandinavi. Cei mai mulți sunt curioși. Însă în momentul în care le spunem ce semnifică această rândială, se bucură duhovnicește și în astfel de împrejurări sunt unii care chiar se sfințesc de plin în Biserica Ortodoxă, convertindu-se, devenind ei înșiși ortodoxi.
în anul 2010. A fost o bobotează foarte ceroasă și am rămas în arhipelagul Stockholmului. Credincioșii și-au luat angajamentul să facă o copcă mare, de mari dimensiuni, în arhipelag și erau gata pregătiți să se arunce acolo și să scoată crucea la țăr. Ei, boboteaza a fost foarte ceroasă, noaptea de bobotează, din ajun bobotezei, până în dimineața bobotezei a fost parcă și mai geroasă, a înghețat copca și eu m-am descurajat, ca Moise în pustie. Le-am spus credincioșilor, vedeți, atât de rece, a înghețat copa, haide să rămânem, facem sfințirea în biserică și credincioșii m-au încurajat să ieșim în procesiune. Mai mult, au luat rângile, fiindcă nu se puteau folosi utilajele, au mers mai dimineață cei care urmau să se cufunde și au spart copca. Vreau să vă spun că dacă am fi putut face acea fotografie pe copca respectivă, acea fotografie ar fi devenit fotografia blazonă episcopiei noastre a Europei de Nord. De ce? Fiindcă în momentul în care bărbații drept credincioși au încercat să spargă gheața, fisura, prima fisură de pe copcă s-a format de-a lungul și de-a latul în formă de cruce. O cruce evidentă. A fost un semn dumnezeesc. Un semn pe care eu însumi, descurajându-mi, l-am primit de la Hristos, ca în fiecare an să ies în procesiune și să dau bună și dreaptă mărturie în aceste ținuturi, fiindcă prin noi și cei cu care conviețuim se sfințesc. Anul acesta de popotează și au fost restricții foarte mari la Stockholm, mi-a ajutat Dumnezeu și am ieșit în procesiune, respectând toate regulile crizei pandemice. Dar am ieșit în procesiune. Ne-am adunat în grupulețe mai mici pe țăr, am păstrat distanța, am aruncat și am scos crucea din ape și vreau să vă spun că în procesiune pe zăpadă, a fost multă zăpadă anul acesta la Stockholm, au venit și scandinavii și ne-au mulțumit pentru că ne-au rugat pentru întreaga lume și s-a sfințit întreaga lume. Aceasta este mărturia vie pe care trebuie să o dăm cu timp și fără timp în Hristos și pentru Hristos. În perioada aceasta de criză am reușit cu mare efortul să călătoresc cu mașina câteva săptămâni la rând și să parcurg mii și mii de kilometri. Am ajuns în insulițele de români, de dincolo de cercul polar. Comunitățile românești sunt mult mai bine organizate, sunt mai mari în zona locuită a Scandinaviei, însă în zona îndepărtată, în partea de nord, în Laponia, și în celelalte locuri învecinate sunt mult mai puțini români. Ei, tocmai pe acești români îi caut în mod deosebit. Bucuriile cele mai mari le trăiesc atunci când găsesc suflete de frați și de surori în locuri îndepărtate și nebănuite. Un suflet de român, dacă găsesc, bucuria păstorului este pe măsură. Am ajuns până în depărtata Groenlandă. Pentru doi români, au fost vreo 12, doar doi au mai rămas acolo, căsătoriți cu două inuite, cu două groenlandeze, și am ajuns și în arhipelagul Svalbard, am ajuns și în insule îndepărtate, în Feroe, unde am rânduit în cele din urmă un preot. Sunt peste 300 de români acum, în Tórshavn, în capitala insulelor Feroe și în celelalte orașe. Am slujit într-una din duminici liturghia la Tromsø. Românii care s-au adunat la slujbă îi cunoșteam. După ce am săvârșit proscomidia, am văzut că intră în biserică un tânăr pe care nu l-am mai întâlnit până acum. M-am gândit că este un tânăr care a venit fie să lucreze, fie să studieze în oraș. În momentul în care mi-a spus că a parcurs 8 ore cu mașina pentru a participa la liturghie, m-au podirit lacrimile. Gândiți-vă, a parcurs 8 ore cu mașina să ajungă la liturghie și alte 8 ore în dărât în aceeași zi. Românii sunt
risipiți în aceste mici insulițe, pe marea cea mare a străinătății. Vieții oameni suferă. Suferă din cauza dezrădăcinării, suferă din cauza însingurătății, suferă de faptul că nu mai au familia întreagă, chiar dacă sunt o soție cu un copil împreună, suferi din cauza faptului că ți-ai părăsit locul în care te-ai născut, locul, țara, neamul, cultura fiecărei țări își pune o amprentă indelebilă asupra sufletului fiecărui om care e născut în locul respectiv și tu te duci în altă țară, unii poate nu se pot integra ușor și am întâlnit câteva cazuri, aș zice, cred că sunt mult mai multe, dar eu am întâlnit destul de multe cazuri de oameni care au ajuns la depresie, la depresie uneori grave. Conaționalii noștri, harni și cuminți, s-au integrat armonios în societatea scandinavă. Ei aduc mari beneficii țărilor care îi găzduiesc în Europa de Nord, însă au provocat răni adânci pe trupul patriei de acasă. Inteligența lor, priceperea lor, brațele lor de muncă și mai ales copiii care devin cetățeni ai acestor țări sunt ofrandele foarte consistente pe care le aduc conaționalii noștri. Însă, de prea multe ori ne izbim de acest zid al prejudecăților și al neînțelegerilor pe care cei cu care conviețuim îl au față de noi și m-aș referi în mod deosebit la aceste ideologii artificiale care caută să dizolve familia creștină. Sunt atâția copii care au fost despărțiți de părinții lor în Scandinavia, nu numai la români, ci și la alte naționalități și chiar la scandinavi. Însă, cu darul prea milostivului Dumnezeu, copiii în cele din urmă au fost recuperați. Oamenii în privința asta suferă și tocmai de aceea au acolo nevoie mai mult de biserică, suferă de înstrăinare și lucrul acesta îndeamnă să vină mai des la biserică, să vină mai mult la biserică. Să știți că foarte mulți români care aici n-au practicat credința, nu s-au dus la biserică, n-au știut ce aia spovedanie, n-au știut ce aia Sfântă Împărtășanie, acolo au descoperit credința, au descoperit biserica și s-au integrat în biserică, cum n-au făcut-o când erau aici în România. Dar avem nenumărate mărturii în privința asta. Poveștile lor de viață pot fi un exemplu pentru noi. Dorul și setea de Dumnezeu, bucuria de a-ți întâlni aproapele, de a-i fi alături, o vorbă bună spusă la timpul potrivit. Sunt sentimente pe care poate le-am uitat, însă privind la cei de peste granițe, reînvățăm bucuria lucrurilor mărunte. Specificul pastorației în diaspora este acela al contactului personal dintre preoți și credincioși. Deci e vorba de o pastorație, zice, individuală și nu numai de mase, o pastorație colectivă, prin legătura personală cu ei. Sigur că această legătură se realizează, în primul rând, prin taina spovedanie. De aceea, spovedanie este absolut fundamentală în viața noastră creștinilor. Aceasta, după taina spovedanie, sigur, legătura personală a preotului cu credincioșii în biserică. Stai în biserică după slujbă, să știți că după slujbă unii preoți rămân ceasuri întregi și stau de vorbă cu fiecare de credincios în parte. După aceea, cum v-am spus, comunică preotul, eu însumi, cum am spus, comunică prin telefon, prin Facebook, prin alte mijloace moderne cu credincioși și se interesează de năcazul omului, de durerea omului, de lipsa lui, poate de credință sau de practica credinței, îl întrebi pe om, te interesezi de el. Păi cât mi-au spus, vai de mine să mă sune pe mine mitropolitul, nu m-am așteptat niciodată, să mă sune pe mine preotul. Credincioșii au, cei mai mulți au un respect deosebit față de preoți. E o practică care ține, zice, de viețuirea noastră, de supraviețuirea noastră. Noi dacă nu avem contact cu credincioșii noștri, îi vom pierde.
Atunci îi câștigăm pe credincioși prin faptul că ținem legătura cu ei, prin faptul că ne interesăm de viața lor și încetul cu încetul să-l aduci pe om spre credință și spre biserică. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.